un test. În calea aceasta în care am umblat, spune psalmistul David, ascuns sau curs să mie. Poți să fie trag și cu Chiotora. Nimeni nu contestă. Sfântul Antonie s-a rugat așa, Doamne, de ce are dumneavoastră atâtea ispite? N-ai putea să-mi arăți mie cum luptă, dragi? A cerut ca mult bătrân. Dar Dumnezeu, pentru credința lui, i-a spus așa, Antonie, închide ochii pentru o clipă și apoi să-i deschizi. Și când a deschis Antonie ochii, cerul era negru ca sita, cum ar veni roiul de aia de lăcuste, care umplă cerul și ascultă soarele. Atât a apucat Antonie să zică, Doamne, cine va scăpa de atâtea ispite? Și s-a auzit un singur glas, smerenie. Deci când tu ești bun la suflet și îngăduitor, depășești pe dracul lucrare, chiar nu se poate smeri și nu poate îngădui niciodată. Diavolul vrea tot timpul să dezbine și să facă rău. Tu poți să depășești pe Samsaină nefăcând rău niciodată. De aceea Iisus Hristos, când a venit în Noul Testament, a spus așa, numai dacă ai privit, ține-i somn, numai dacă ai privit cu răutate la fratele tău, păcat de moarte ai săvârșit, numai dacă l-ai dușmănit în inima ta, și iarăși spune Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântați pe vrăjmașii voștri. Credeți-mă că e greu. De multe ori am pus părticele la proscomedie și pentru prietenii mei, că am și eu prieteni. Dar n-am pus cu gând rău. Luminează-ne mintea și arată-le că n-am nimic cu ei sau că n-am treabă cu dânsii. Dar foarte greu te îndoiești din inima ta să zici pupa l-aș sau strânge-l-aș în brațe sau iubi-l-aș, nu ai cum. Dar conștiința te îndeamnă să pui acea părticică care este acolo în cererea de la liturghie, o picătură din harul pe Sfântului tău, Duh să rugheze peste inima lor, să întoarcă cu gând curat și așa mai departe ce scrie acolo. De ce lucrul ăsta? Pentru că, de fapt, cel care seamănă în această ușernicie este chiar diavolul. Diavolul îți deformează ce? Dioptria minții să vezi lucrurile întoarse pe dos. Luați-l pe Nifon al Constanțianei, mereu v-am recomandat cartea asta, se numește un episcop minunat sau un episcop ascet sau viața unui episcop sfânt, cam așa are mai multe denumiri. Și citiți acolo să vedeți cum acest om s-a împredicit, îi se deschide ochii minții și a vedea cum dracul luptă pe creștini și cum îi învrăjbește. Și chiar bătrânul Nicodim, Mândința Mare, cărturar popular al bisericii noastre, mii de ucenici, un om dotat de Dumnezeu cu harul Duhului Sfânt din prea plin, a scris o carte și a arătat o istorioară. Că atunci când dragul nu poate să dezbine dragostea dintre doi oameni, aleargă la teativuri. Și că a venit într-o mănăstire, întâi Satana, vă spun eu de ce vi le spun toate astea înainte, ca să încheie Evanghelia cu partea a doua, să nu o comentăm înainte de a vă spune, că nu are, n-are sens. Și a zis un frate către celălalt, băi, hai să ne certăm și noi odată, să vedem cum e când te cerți. Și a zis, și cum trebuie să facem să ne putem certa? Păi simplu, vezi că rămâne asta? Eu spun că e a mea, tu spui că e a ta. Și în felul ăsta ne certăm. Și au început. Bă, cărămida asta e a mea, dar voi răspunde că e a ta, ia -s-o. Deci, vedeți? N-am putut dracul să-i biruiască. Dar a venit dracul în alt chip mai viclean, în aceeași mănăstire. Și s-a arătat la fereastra unui frate ce stătea de vorbă cu fratele lui, în imaginația unuia fiind cioară și în imaginația celuilalt fiind porumbel. De ce spune viclean la arătare? Spune în molitul. Și primul a zis, uite un porumbel. Și al doilea a spus, nu, ăsta nu-i porumbel, sigur e cioară. Și ăsta a spus, nu, bă, e porumbel. Și atâta i-am vrăjit până și-au spart capetele. De ce? Că a știut Satana cum să găsească metoda de a-i împinge în ispită. Ei, așa de multe ori se întâmplă și în viața asta noastră pământească, că uneori porumbelul pe care îl vedem în cioară în toată regula, dar pentru că noi suntem murdari la untric, vrem tot timpul el să strălucească și să fie alb.
este alt când ești spovedit, este alt când ești împărtășit, este alt când te rogi, este alt când mergi la biserică, este alt când știi de Dumnezeu, este alt când ești bun și blând, când nu te cerți cu nimeni, când eviți circul, scandalul, panorama și toate celelalte, atunci este pe deplin porumbel. Dar când tu faci toate regulile și pretinzi că porumbelul îi cioară, atunci e foarte grav. Este un păcat împotriva evidenței. Și spune că dacă dracul n-a reușit nici așa să bage vrajbă, că cei doi până la urmă mergând la duhovnic sau un păcat, i-a spus o babă, văzându-l trist pe cărare, și că întunecatule, tu de ce ești trist? Că ar trebui să fii vesel la câte suflete mănânci și le duci în munca iadului. Și a zis dracu, m-am chinuit să-i îmbrăștesc pe doi, dar nici că am reușit. Te învăț eu. Deci ca să vezi unde stă cheia succesului. Și a spus, baba, ce-mi dai cadou dacă îi îmbrăștesc eu? A zis dracu, ce ai vrea? O pereche de cizmulițe roșii. De-aia spune că dracu umblă cu cizme roșii. A luat dragul baba de mână și au plecat amândoi la vrăjbit oameni. Și au întâlnit doi ori care de o viață întreagă se împăcau și se respectau în boală. Și a zis baba, fă ce-ți spun eu! Și dragul a spus, nu fac că nu știu ce gândești. Bine, atunci fac eu. S-a dus la primul orb care era acolo cu mâna întinsă și a spus, ia porul ăsta de aur și zi-mă de prost. S-a dus și la celălalt orb și a spus, ia porul ăsta de aur și zi-mă de prost. Dar n-a pus nimic în mâna lui. Și primul orb l-a întrebat pe celălalt, ce greutate are porul tău? Păi nu mi-a dat niciun pot, nu am o minți, deja pe-a luat hărbomia, vrei să ne iei cu tot. Adică nu mai împărțim ca frații. Celălalt încearcă, zice, dar tău ce greutate are? Am, mă, e și de prost, adică crezi că mi l-a dat mie și eu te mint și nu vreau să-ți spun. Hai, bă, zic, ce greutate are, sau ți-a dat, l-ai simțit că e greu și vrei să-l însușesc singur. Și s-au certat orbi și s-au bătut cu toate judecățile, fără să-și dea seama că, de fapt, dracu-i împrăjbise, nu-i miluise. Ei, așa pățim noi în viața de zi cu zi, crezând că satana ne rezolvă o parte din problemele vieții, prin metode care sunt mai puțin ortodoxe sau necreștine, dar noi le numim, știți cum spun prealuminatele de Babel? A, părinte, dar eu am văzut cu ochii mei, dacă m-am dus și mi-a dat în cărți și mi-a spus că așa e bata spune e altfel. Dar, Doamne, o fi cum spune în cărți, dacă așa spune în cărți, pot să mă pun eu cu tine. Așa ți-a arătat ție, dracu, cum eu nu-ți pot spăla imaginea. Dar tu uiți că rugăciunea Tatăl nostru spune. Și nu ne duce pe noi în ispită. Deci nu te-a dus Dumnezeu la ispită, tu singur te-ai dus. Tu singur ai făcut. Ce spune în cântarea bisericii? În calea aceasta în care am umblat, ascunsă o cursă mie. Deci, vezi? Noi nu știm cursele diavolului. De aceea, vreau să vă fac o legătură foarte fină, care nu o să vă scape și de acum încolo sunt sigur că veți ține minte. Când noi spunem în mod necinstit și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, Dumnezeu ne dă mai multe ispite, pentru că nu iertăm și o facem pe-a grozavie și vrem noi să pedepsim, să omorâm, să ucidem, să arătăm vecinului când nu crapă el și capra și casa, nu te lași. Vine finalul și spune și nu ne duce pe noi în ispite. Dumnezeu chiar te îngăduie să pleci în ispite, pentru că și tu ți-ai îngăduit să calci porunca lui de a nu ierta. Și atunci îți vin belelele gârbe, că spune un om, părinte, la biserică mă duc, te rugat, mă rog, dar merge ca la spânzurați. Undeva s-a rupt firma. Undeva ai pierdut o verigă din lanțul duhovnicesc al vieții tale. Caută să vezi unde stai rău. Uită-te în pomenii, dacă sunt mai mulți prieteni sau mai mulți vrăjmași. Uită-te în cătunul care treci, dacă sunt mai mulți prieteni și mai mulți vrăjmași. Și uită-te în jurul tău să vezi dacă mai mulți te urăsc sau te iubesc. Dacă te urăsc, e o problemă. Și dacă te iubesc, e tot o problemă.
Dacă te iubesc, înseamnă că știi să-i câștigi și sunt de partea ta. Și atunci merită nu să te mândrești, să mulțumești lui Dumnezeu că ești un suflet care atrage bunătatea și o răspândește. Iar dacă este rău în jurul tău, trebuie să-ți pui întrebarea de ce este rău, pentru că ceva nu e regulă. Ori tu fugi de binele altuia, ori îți place ție să atragi rău, cum spunem noi. Și nu știu ce se întâmplă, dar nu mă rău primeresc. Și acum mergem să vedem ce v-am spus eu până acum, cum se descrie în Evanghelie. Simplu. A ieșit sluga și a găsit și el pe unul din datornici lui care îi dă până la 100 de dinari. Ce vă spuneam o adinea, un banalități. A pus mâna pe el și zugrumându-l i-a zis, îmi plătești tot ce ești dator. Ceea ce spunem noi, să-l trăsnească Dumnezeu, să-l ia dracu, să-i sară ochii, să-l bate Maica Domnului, să-l trăsnească Sfinții, să vină focul peste el. Știți ce vorbe frumoase spunem din gură când vrem să binecuvântăm? Dar, să vedeți ce interesant. Și acela la rândul său, că se dezez, îngădu-ne că-ți voi plăti. Iar el n-a voit, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti toată datoria. Ce vrea să spună prin acest cuvânt, aruncându-l în închisoare, nu-l va lăsa până nu va plăti toată datoria. Atâta timp cât tu ai cu cineva ceva, îl stă ca un cătușat. Aia e închisoarea de care vorbești. Dar atâta timp cât tu ai cu cineva ceva și tu ești încătușat, tu ești încărcat. Tu ești încărcat în orgoliu tău și zici, ăla ar trebui să spună iartă. Ăla la altul vine și spune, dar de ce să spun eu iartă? M-am supărat după mare vedere. Și în felul acesta se creează întâi mânia sau iuțimea, după aia vine zavistia, care e cea mai periculoasă, și știți ce a spus Efrem Siru, ochii care văd cel mai bine lucrurile pe pământ sunt ochii zavistnici. Ei întotdeauna pot vedea și binele rău, și în același timp pot vedea rău și mai rău, sau uneori din rău pot crede că e bine. Și iată că în felul acesta, nu faci altceva decât să grămădești cărbunea prinși pe capul tău, pentru că, de fapt, tu nu ești într-o eliberare interioară. Deci ești în măsura în care îți greșești ție personal. În loc să-i faci locul lui Hristos în inima ta, tu îi bănești ură. Hristos a stat pe nor de lumină, nu pe nor de întuneric. Și atunci nu are cum să vină la tine, indiferent că îl mănânci, indiferent că te rogi, indiferent că îl chemi. În momentul când pronunțăm cuvântul te iert, dar nu te uit, am săvârșit o blasfemie. Noi n-avem dreptul să uităm pe cineva și cel mai mare dușman fiind, și suntem obligați prin legea creștină să spunem o rugăciune pe care au spus-o Sfinții Părinți. Pentru rugăciunile tuturor dușmanilor mei, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Și în felul acesta ei se vor îmblânzi de la sine. Vei vedea că într-o zi nu au nimic cu tine și tu nu ai nimic cu ei. Dar începe inima să crape și să scoate cu voi ăla de răutate afară și tu să începi să te eliberezi. Ei, această eliberare însă are și un temei. Vreau să vă atrag atenția. Să vedem ce iertăm și ce nu iertăm. De asta am lăsat-o. Nu putem ierta greșelile împotriva Duhului Sfânt. Deci eu mănânc cu ereticul la masă, îi dau bună ziua, îl salut, îi fac un bine dacă e nevoie social, dar eu nu pot să am tovărășie cu el. Pentru că acela duhulește pe stăpânul meu. Deci, acolo te oprești. Nu ai nici de iertat, dar n-ai nici de ținut minte rău. Devii neutru. E un păcat împotriva evidenței. Nu poți tu, ca om, fi mai milostiv ca Dumnezeu. Dacă spune Scriptura că nici în cer și nici pe pământ nu îi se va ierta celui care culește sau greșește împotriva Duhului Sfânt, aia e lege scrisă. Salut!
Dacă s-a îndreptat, biserica îl așteaptă. Spune-l soborului, spune-l bisericii, știe să vă îndrepta, vei câștiga pe fratele tău, dacă nu să-ți fie ca un bătân și ca un vameș.